Bun venit și mulțumesc tuturor celor care ați răspuns invitației noastre la conferința de presă. Ne bucurăm să ne întâlnim din nou cu dumneavoastră, mai ales că avem doi invitați speciali și, evident, cei mai marcanți lideri ai Partidului Șilor România. Și în acest context vreau să vă spun că azi a fost o conferință regională care s-a organizat la Cluj, la care au participat încă 4 județe din regiune și au fost prezenți un număr de peste 250 de persoane. Ne-am bucurat mult de întâlnire, ne-am făcut o analiză anului acesta, a primului an și a primului test electoral pe care l-a avut Pro-România și de asemenea ne-am făcut planuri pentru anul viitor. Dar despre planuri și despre lucrurile care vrem să le facem, îl las evident pe domnul președinte Victor Ponta să vă spună mai mult și de asemenea pe doamna europarlamentar Corina Crețu, fost comisar european pe care de altă dumneavoastră foarte bine. Vă mulțumesc mult! Doar îi mulțumesc Aureliei pentru primire. Noi avem aceste întâlniri înainte de sfârșitul anului pentru a analiza ce s-a întâmplat în 2019, practic primul an în care a existat Pro-România. Din fericire, existăm, acum e un lucru foarte clar. Începem să fim cunoscuți și să ne găsim propriul loc pe scena politică românească, loc abandonat în ultimii ani de PSD și anume un centru stânga progresist pro-european pe care din ce în ce mai mult nu doar că îl ocupăm, ci vrem să-l reprezentăm. Îi mulțumesc, evident, și Corinei, dar Corina nu e în vizită, ea e de aici. Și tuturor celor care au venit din județe. Nu vreau să vă zic eu foarte mult, dar dacă aveți întrebări despre ce s-a întâmplat și se întâmplă perioada următoare cu activitatea și poziția noastră a Pro-România legată de temele politice mari, vreau doar să vă anunț un singur lucru, așa cum am mai anunțat, evident le-am spus și colegilor care au fost prezenți aici. Pro-România la alegerile locale va avea proprii candidați. Avem un avantaj foarte mare, faptul că suntem un partid nou și anume acela că putem și nu avem niște structuri deja bătute în cuie în care nu e loc de oameni noi. Dimpotrivă, peste 90% dintre candidații noștri pentru primar, consilier județean, consilier local, vor fi oameni care nu au mai candidat niciodată, oameni noi, tineri, sau mai puțin tineri, dar care au un proiect pentru comunitatea respectivă. Nu spun acum că toți candidații Pro-România o să-și câștige alegerile. Spun altceva. Că vreau să investim în ei, să devină cel puțin consilieri, viceprimari, vicepreședinți, să poată să se lupte în următorii 4 ani, să se facă mai cunoscuți și în 2024 să fie într-adevăr candidați cu șanse mari pentru comunitățile pe care le reprezintă. În rest, la nivel național, după cum știți foarte bine, nu am votat guvernul PNL Orban. Mulți s-au supărat pe noi pentru acest lucru. Dar dacă au proiecte bune, le susținem. Dacă sunt proiecte bune pe care ei le-au făcut și pe care nu le mai susțin, noi le-am susținut. Ieri, de fapt, au fost două proiecte ale deputaților PNL pe care noi le-am votat pe amândouă. Unul a trecut, unul n-a trecut, pentru că nu le-au mai votat ei. Și anume cel referitor la reducerea TVA la alimente. Eu sunt cel care, ca premier, am promovat reducerea TVA la alimente de la 24% la 9% și a fost un lucru extraordinar de bun pentru producătorii naționali, pentru combaterea evaziunii. Acum ei promovaseră scăderea de la 9 la 5, nu au mai votat-o. La fel chestiunea cu alocațiile. În 2015 s-au dublat alocațiile, domnul președinte Iohannis a promulgat legea chiar de 1 iunie. Ieri era o propunere tot de la PNL, ei n-au mai votat, au votat-o noi. Și cred că e un lucru bun și sper ca domnul Iohannis să promulge legea așa cum a făcut și în 2015 când eram eu prim-ministru. Cred că interesul copiilor și în 2015 și în 2019 este același. Și condițiile nu s-au schimbat. E o temă pe care, dacă doriți, cu siguranță o poate dezvolta Corina mult mai bine decât mine. Faptul că anul viitor este ultimul an în care încă se mai semnează contracte
din bugetul european 2014-2020, după care mai sunt încă 2 ani, 21 și 22, pentru decontare. Dar de semnat contracte, practic, anul viitor se mai semnează, suntem la 27%, 28%. Da, 28% după 4 ani, după 5 ani și ne mai rămas 72% pentru un an. Nu e o situație nouă. În 2012 eram mai rău, eram la 7% și în 2013-14 am reușit să ajungem la 90%, 91%. Întrebarea și apelul nostru pentru actualul guvern este să folosească experiența pe care noi am avut-o atunci și să reușească anul viitor să semneze contracte până la 90% din fondurile europene, pentru că, după cum vedeți, bani nu o să fie pentru altceva. Ultimul lucru, și cu asta închei și vă răspund dumneavoastră la întrebări, și eu și Corina, și în 30 de ani nu s-a adoptat niciodată bugetul prin angajarea răspunderii. E o inițiativă greșită, din punctul meu de vedere, pentru că aici nu e vorba de opoziție. Bugetul nu-l prezinți pentru opoziție, că ai voturi, ți-l treci. Bugetul prezinți pentru cei cărora li se adresează. Sănătatea, educația, agricultura, mediul, infrastructura, autorități locale. Faptul că e prima dată în 30 de ani când nu putem să discutăm și nimeni nu știe de fapt ce e în buget, e un lucru greșit și o practică neeuropeană. Nu cunosc nicio altă țară în Europa unde să nu se dezbată în Parlament bugetul. Parlamentul European cu atât mai mult, nu există să adopți cadrul multianual, bugetul Uniunii Europene, fără să-l dezbați în Parlamentul European. Cred că e o greșeală. Cred că tăierile de la sănătate și educație sunt de fapt cele care mă deranjează cel mai tare. Sunt convins că în acest moment pentru întreaga populație a României, sănătatea și educația sunt prioritățile. Și dacă tai de acolo, înseamnă că direcția este greșită. Sper, sincer, ca 2020 să nu fie ca anul 2010. Am văzut deja să taie toate sporurile la funcționarii publici. Iarăși nu sunt de acord. Eu cred că de la unii care nu munceau, trebuia să le tai sau chiar să-i dai afară. Alții care muncesc, cred că nu trebuia să le tai. Metoda Băsescu, adică la tai la toată lumea la fel, e o metodă greșită. Cred că trebuie să tai de la cei care nu muncesc și trebuie să îi lași, să-i recompensezi pe cei care sunt utili și își fac treaba. Seamănă cu 2010. Foarte tare. Sounds like the 10. Mă gândeam cum ar suna în engleză. Da, 2020 seamănă cu 2010. Sper totuși ca de data asta să impactul asupra firmelor românești, asupra populației să fie mai mic decât a fost atunci. Vă răspundem la întrebări dacă există întrebări. Dacă nu există, și mai bine, că înseamnă că am zis eu tot. Corina, de situația cu absorpția? Nu, eu în primul rând vreau să spun că îmi face mare plăcere să fiu din nou la Cluj. Știți foarte bine că pe parcursul anilor am fost în toate campaniile electorale, dar și în calitate de comisar european. Împreună cu domnul președinte Victor Ponta, aici la Cluj, în februarie, am anunțat decizia mea de a părăsi acel mod învechit de a face politică. Nu mi-a fost ușor, după 29 de ani, dar mi-am dat seama că nu pot să contribui la o politică care, practic, frânează dezvoltarea României. Deci, PSD și am venit în cupola, ca să spun, sub cupola Pro-România, alături de acești oameni minunați și eu cred că am făcut o treabă foarte bună. Numai în câteva luni de zile, trebuie să recunoaștem, suntem cel mai tânăr partid care a intrat pe propriile picioare din toată Europa în Parlamentul European în 5 luni de zile. Deci, din acest punct de vedere, vreau să vă felicit pe dumneavoastră, domnule președinte, dar și toți oamenii din teritoriu care au făcut acest lucru posibil. Știu foarte bine că erau foarte multe temeri pentru faptul că nu se puteau face. În legătură cu absorpția fondurilor europene, știți foarte bine că am adresat foarte multe atenționări pe timpul
mandatului meu de comisar european pentru politică regională, privind nefolosirea fondurilor care, practic, duc la ameliorarea vieții oamenilor. Fie că e vorba de domeniul medical, știți foarte bine că una dintre tristețile mele se referă la spitalul regional, spitalele regionale, fie că sunt din Iași, Cluj sau Craiova, împreună cu domnul Ponta, programul operațional regional, acum 5 ani semnam aceste 3 spitale regionale și speram ca până la sfârșitul mandatului meu să le și inaugurăm. Iată că suntem în anul 2019-2020, acum s-a vorbit de 2023, ultima dată, ultimul guvern, PSD vorbea de finalizarea în 2027. Nu știu care este poziția noului guvern și al noului ministru al sănătății. În orice caz, am atenționat și în legătură cu întârzierile masive în ceea ce privește infrastructura de transport. Există scrisori care sunt în memoria instituțională a guvernului în legătură cu aceste semnale de alarmă pe care le-am tras de-a lungul anilor, lipsa de pregătire financiară și tehnică a unor proiecte mature. Nu cred că vor putea semna foarte multe proiecte pentru că nu sunt pregătite aceste proiecte. Proiectele de infrastructură, după cum știți foarte bine, iau foarte mulți ani de pregătire tehnică și financiară. Speranța mea este să se facă cât mai mult, bineînțeles, în interesul României. Ceea ce vreau să spun este că practic, exercițiul financiar a început pe timpul guvernului Ponta. Guvernul Ponta a adoptat atunci un plan de național de transport, condiție necesară investițiilor în proiecte în cadrul programelor de infrastructură mare pentru 2014-2020. După aceea, pe timpul domnului Rus, ca ministru al transporturilor, a fost adoptat master planul de transport. Tocmai de aceea m-am rupt de PSD, pentru că nu am găsit nicio scuză pentru faptul că infrastructura nu se dezvoltă, au existat toate condițiile necesare. După cum tot pe vremea domnului prim-ministru Ponta s-a creat, autoritățile române au adoptat strategia de sănătate pentru perioada 2014-2020 cu obiectivul de a avea aceste 3 spitale regionale și în rest de a moderniza toate, practic toate spitalele județene, secțiile de urgență. Nu știu în ce măsură aceste lucruri s-au realizat. Oricum, PSD-ul și-a îndeplinit visul că are un alt comisar european care nu va mai pune România și pe cetățenii României la curent în legătură cu modul în care își folosesc aceste fonduri europene. Deci 72% la ora actuală din banii destinați nouă României pentru perioada 2014-2020 nu s-au cheltuit în 2019. Pe programe pe care le-am semnat împreună cu domnul Ponta și programul operațional regional și programul de infrastructură mare în anul 2015. Întrebări dacă aveți. Dacă îmi permiteți, apropo de masterplanul de transport al domnului Rus și celebrul aeroport clujan care vrea să decoleze către Statele Unite, cum comentați? De ce ziceți celebru? Pentru că aseară eu l-am văzut de sus, m-am plimbat pe deasupra lui, după care am plecat la Sibiu. Era ceață sau? Bănuiesc că da. Bănuiesc că nu când mi-a interzis cineva să aterizez, că eram cu mulți clujeni. Deci, nu știu dacă ai voie să... Dar știu că e vechea problemă cu Someșul. Au fost bani pentru mutare, pentru... Nu mai știu ce s-a mai întâmplat. Important e că aseară știu că n-a aterizat nimeni, nu? Conflictele dintre aeroport, Consiliul Județean și ceva autorități este vechi, nu asta, nu cu asta. Vă rog, să vă obosesc. Întrebarea este dacă cunoașteți afirmația fostului coleg al noastră, un oarecare Mihai Sturzu, legat de dorința clujenilor de a decola către Statele Unite și dacă ați dori să comentați. Glumițele care se fac pe seama clujenilor care tot vor să decoleze, nu se știe unde, eu sunt mult mai bătrân și mai înțelept și nu fac glume pe seama altora. Când clujenii fac glume pe seama miticilor, mă amuz. Restul Mihai e Mihai. Cred că în niciun caz nu vă așteptați să mă fi consultat pe mine
sau să trească să spun eu ce fel de umor are el, sau muzica, sau așa de mai departe. Dar, repet, în general nu fac glume pe seama altora, că știu că oamenii se supără, dar mie îmi place când se fac glume pe seama mea și unele chiar mi se par foarte bune. Și slavă Domnului, glume sau, mă rog, răutăți la adresa mea au fost o mulțime. Legat de revenirea în PSD, se... A cui? A dumneavoastră se mai fac glume. Da, de exemplu, ieri în Parlamentul României, de fiecare dată când au fost dezbateri pe diverse... Au fost ieri câteva subiecte importante. TVA-ul, alocațiile, pensiile. Și de fiecare dată i-am luat eu cuvântul și m-au aplaudat toți cei de la PSD și au spus, uite, are din nou stânga pe cineva care să vorbească în Parlament, că nu prea mai vorbeau. Dar e o glumă. Nu voi mai fi niciodată membru PSD. Le doresc celor de la PSD, dacă pot, să iasă din, ca să păstrăm limbajul aviatorilor, să iasă din vrie și să-și revină cu alți oameni, cu un alt mod. Cert este că și eu, și Aurelia, și Corina am încercat să le spunem la momentul respectiv că își prăbușesc avionul, nu ne-au crezut, ne-au dat afară, ne-au făcut în toate felurile. Poate acum își dau seama mai mult decât atunci. Domnul Ponta, aș vrea să comentați, dacă se poate, situația aceasta în care se află acum compania de autostrăzi. Da. Înțeleg că îi se cere insolvența. De către Ministerul de Finanțe. Da, deci stată contra asta. Cum comentați situația asta? E o mare prostie. M-am uitat să văd dacă am făcut-o eu, că am mai făcut și eu prostie. Dar a făcut-o guvernul Cioloș în 2016, când a pus Ministerul de Finanțe să ia bani de la compania de infrastructură, care e tot al lor. Și de atunci se tot judecă, dacă m-am înțeles bine. Vă dați seama, se judecă Ministerul de Finanțe cu compania lor. Chiar e o prostie, ca și când îți iei banii din buzunarul din dreapta în buzunarul din stânga. Și asta înseamnă un tip de birocrație care... Știți că plătiți niște oameni dumneavoastră, din taxele și impozitele dumneavoastră, plătiți niște oameni de la Ministerul de Finanțe și de la CNAIR, care se judece între ei. Ia-ți bani aruncați să plătești niște oameni de la finanță să se judece cu unii de la CNAIR. Problema adevărată e alta. Că dacă în 2005 nu-l aveam pe domnul Băsescu și nu mai știu cine era la transporturi, să anuleze contractul Bechtel, probabil că în 2008, 9, 10, până să vină criza, probabil că aveați autostradă. Așa cum eu am trăit-o pe pielea mea în 2014, când domnul Băsescu ne-a făcut dosare tuturor, și mie și domnului Rus, pentru că am vrut să facem Comarnic Brașov. Deci România are un blestem al unor oameni, gen Băsescu, care știu să te oprească atunci când vrei să faci ceva. Poate se rupe blestemul, nu știu. Poate se apucă acum și fac mai mult. Apropo însă de aeroport și de viață politică, ieri neputând să aterizez la Cluj, ca toată lumea, de altfel m-am dus la Sibiu. De acolo am plecat cu mașina și am intrat pe autostrada pe care i-am tăiat panglica eu cu domnul Iohannis. Am și poza. Nu cea reparată. Aia e. Stați un pic. I-am tăiat panglica amândoi. După care când s-a stricat, a stricat-o doar Ponta. Ceea ce arată că e foarte frumos. Deci important e să fii la panglică, să nu fii la... Măcar să se mai taie ceva panglici prin România, că e bună autostrada, da? Repet, când am tăiat, am tăiat amândoi. Avem o poză celebră, domnul Iohannis într-o jachetă maro, eu glomarin. Când s-a prăbușit, a prăbușit o Ponta. Apropo de această situație a CNAIR-ului, vreau să spun că Comisia Europeană a pus la dispoziție în ultimii ani foarte mult de asistență tehnică pentru principalii beneficiari, CNAIR-ul și CFR-ul, care sunt... care trebuie să pregătească proiecte mature de transport și această situație nu face decât să ne facă mult mai pesimiști că se va accelera realizarea infrastructurii în România, având în vedere acest blocaj. Da, problema e următoarea și cu asta închei. CNAIR-ul are nevoie de sume de bani prin care să cofinanțeze ceea ce vine de la Uniunea Europeană. Până la 80%, dacă nu mă înșel, finanțează Uniunea Europeană, dar 20% trebuie să pui tu banii.
pune Uniunea Europeană 4 euro, pune și CNAIR 1 euro. Dacă Ministerul de Finanțe le ia banii de la CNAIR, înseamnă că nu o să faci niciun metru, că nu ai cofinanțarea. De-aia vă zic că e o prostie birocratică. Da, auziți? Dar la European Drinks, la frații Micola, am văzut că s-au dat banii, s-au dat banii pe loc. De ce nimeni din opoziție n-a făcut mai mult, n-a scos mai pentru mult că, în general, situația aceasta? Din câte știu eu, frații Micola totdeauna au fost liberali, nu? Și, uite, până la urmă a venit un guvern liberal care să le dea bani. Dar problema e următoarea. Acum te-a pus și ei banii de la compania ta, CNAIR-ul e 100% a guvernului, nu-i 99 sau da. 50. Vreți să vă spun, eu văd în ultima lună PNL-ul făcând exact ce făcea PSD-ul. Au dat afară pile și incompetenți de la PSD și pun pile și incompetenți de la PNL. Au zis că ce făcea PSD-ul, ei nu fac la fel. Votează împotriva alocațiilor a TVA-ului. Aici mă pun în partea cealaltă. Useriști, știți, noi suntem colegi în Parlament de opoziție, pe un rând e Pro-România, pe un rând e USR-ul. Și doar noi mai deschidem gura, noi cu USR-ul, că ceilalți tac, toți. Și îi întreb, auziți, dar voi de ce ați votat guvernul Orban? Că a zis că desfințează secția specială, nu știu ce, au desfințat secția, nu. Dar au zis că vă fac primari în două tururi. Au făcut? Nu. Dar au zis că taie pensiile speciale. Le-au tăiat? Nu. Dar voi de ce l-ați votat? Eu știu de ce nu l-am votat eu, dar voi de ce l-ați votat? Poate întrebați dumneavoastră că mie n-au reușit să-mi dea vreun răspuns. Eu chiar cred în buna credință a celor de la USR. Doar că bună credința nu trebuie să fie naivitate. Și cred că atunci când au votat guvernul, ori s-a speriat domnul Barna de dosare și nu știu ce, dar au greșit. Uitați-vă ce haos e acolo și e păcat, pentru că așa cum fără USR PNL-ul nu o să se schimbe în bine, fără Pro-România PSD-ul nu o să se schimbe în bine. Deci dacă n-ai competiție pe partea ta, îți faci de cap. Și acum PNL-ul face ce făcea PSD-ul, nu-i nicio deosebire, ca să vă spun foarte direct. Că nu, da, vă răspund la toate, nu fug până nu răspund. Dacă Pro-România, să rămâneți totuși în opoziție alături de PSD, că n-am pus aici nici la ca să spun la întrebarea asta. Și dacă alături de USR. Suntem în opoziție, asta vă spuneam, în Parlament. Alături de PSD sau? Atenție, în Parlament PSD-ul votează cu PNL-ul la toate proiectele și noi cu USR-ul ne opunem. Deci nu vă lăsați așa păcăliți după... PSD-ul acum fiind un pic în degringoladă, tot ce înainte nu votau, acum votează cu PNL-ul. La alocații nu fost în degringoladă. La alocații, din fericire, nu. Am fost noi și o parte din cei de la USR au votat. Să știți că au fost voturi și de la USR și de la UDMR. Dacă parcă și de la UDMR, nu mai știu. Se formează, să zic, o majoritate. Dar problema este următoarea. Am avut o discuție cu domnul Orban, cum probabil au avut și domnul Băsescu, și domnul Tăricianu, și domnul Gunor Kelemen, și l-am întrebat, că mi-a cerut voturile pentru investirea guvernului, și l-am întrebat, bun, și ce faci? De exemplu, faci impozitare diferențiată, fonduri europene? Nu, zice, dar dau niște funcții, subprefecți, secretari de stat, nu știu ce, director, mulțumesc, n-am nevoie, dar tu faci ca PSD-ul, că și PSD-ul vrea să-mi dea funcții. Din acest motiv, faptul că nu i-am votat, arăta că nu mă interesau funcțiile. Că acum sunt de la ALDE, de la PMP, de unde sunt, de la UDMR, prin funcții, e problema lor. Deci structura de ALDE e definitivă, da? Și revocabil. Nu, stați un pic, în politică nimic nu e definitiv și revocabil, dar ei sunt la guvernare, cum au fost de altfel și până acum 3 luni, nu? Și au primit funcții de secretar de stat. Ok. Nu m-a interesat această ofertă. I-am întrebat pe colegii mei din cei care au vrut să fie alături de PNL, știți bine, au votat guvernul, au plecat la PNL. E... Mai comic este că unii au votat guvernul PNL și au plecat la PSD. De-aia v-am zis că PNL și PSD sunt împreună la guvernare acum. Nu vă dați dumneavoastră seama. În opoziție suntem noi cu USR-ul, dar USR-ul sunt și păcăliți. Că au și votat. Noi măcar n-am votat. Spuneați că nu veți redeveni niciodată membru PSD. Aș vrea să vă întreb de ce. Dacă se reformează PSD-ul și colegii, foștii colegii
din PSD vă propun o unificare a stângii, veți refuza? Nu voi refuza niciodată dacă există proiecte comune pe stânga. Dar să redevin membru PSD, nu se mai pune problema. Acum vă spun sincer, dacă eu credeam că PSD-ul se reformează, mă rog, nu plecam, m-au dat afară, dar nu le spuneam celorlalți să plece. Dacă mă uit și la Cluj, cum se reformează PSD-ul, vă mulțumesc, nu, e cazul. Mai concret. Mai concret. Ce fel mi se pare că nu se reformează cum trebuie PSD-ul? Ce s-a schimbat la nivel de oameni, de discurs, de abordare? Deocamdată nimic. Sigur, domnul Ciolacu e un tip mult mai inteligent decât doamna Dăncilă. Asta e un lucru evident. Nu trebuie să te pricepi la politică ca să-ți dai seama. Apreciez faptul că nu se mai luptă cu noi și nu ne mai fac trădători și securiști și nu mai știu ce. Dar dincolo de asta, sunt tot aceiași, nu? În acest context, domnul Ponta, cum vedeți anul electoral 2020? E foarte complicat. Anticipate, două tururi de scrutin la locale. Nu cred că vrea domnul O stângă, Orban. Stângă cu dumneavoastră și USR, că tot nu am înțeles. Nu. Cei de la USR, înțeleg că se și iau și o decizie formală în sensul de a spune clar că sunt oameni, sunt un partid de dreapta. Dar ziceam doar că pe multe idei ne întâlnim și le susținem împreună. Eu cred că nu vor fi alegeri anticipate, pentru că domnul Ludovic Orban acum e ca domnul Tăricianu în 2005. Nu? N-ați mai văzut filmul ăsta? Președintele vrea alegeri, premierul nu mai vrea alegeri, că nu vrea să plece de acolo. Nu vor fi alegeri în două tururi, pentru că nu le-a vrut PNL-ul. PNL-ul ia primarii de la PSD, cum s-a întâmplat și la tururi. Răspunderea pentru două tururi. Păi nu și-a angajat răspund. N-a vrut să-și angajeze. Răspunderea. A, dacă și-o angajează... Că urmează. Poftim? Nu. Au spus clar că nu și angajează răspunderea. Pentru și nu dau ordonanță. Ei ce vor? Vor să iei primarii de la PNL. Eu știu foarte bine. De la PSD. În Cluj sunt 33 încă de primari. 33 de primari PSD. Probabil că jumate dintre ei o să-i vedeți la PNL. Au Ministerul Dezvoltării, au Prefectul, au instituțiile statului, fac la fel ca PSD-ul. Și atunci nu interesează. Care e problema cu două tururi? Că useriștii pot să ajungă în turul 2 să-i bată pe PNL sau cei de la Pro-România pot să ajungă în turul 2 să-i bată pe PSD-iști? Și atunci PNL, PSD și-au dat mâna și nu vor fi alegeri în două tururi. Ca să nu vă mai faceți iluzii pe tema asta. Cred că vor rămâne, aici nu vorbesc de UDMR, sunt județele speciale. Cred că vor rămâne patru partide, două pe dreapta, două pe stânga. Și eu vreau ca noi să fim cei care reprezentăm schimbarea, dacă PSD nu poate să... sau nu vor, dacă o vor face, voi fi cel mai bucuros. Eu nu o să fiu niciodată anti-PSD-ist. Sunt anti-dragnist, anti-dăncilist, anti-baron, dar nu sunt anti-PSD-ist. Niciodată. Și eu vreau să adaug faptul că, de fapt, noi ne-am adunat aici și domnul președinte a inițiat aceste adunări regionale tocmai pentru a crește Pro-România, pentru că, în opinia noastră, este singurul partid care poate să redea spectrului de centru, stânga, credibilitatea și dovedind că este o formațiune social-democrată, cu adevărat europeană, modernă, potrivită secolului 21. Deci părerea mea este că dumneavoastră supraestimați Partidul Social-Democrat, că așa cum spunea PSD-ul, așa cum spunea și dânsul, n-am fi plecat de acolo, dacă am fi întrezărit o rază de speranță. Luminița, de la capătul tunelului, da. Și la legile locale veți merge? Cu candidații pro-România. Sigur că da. Și vreau să vă spun ce le-am spus și colegilor din sală. Decât să mai venim iarăși cu candidați care au mai fost pe la PSD, au mai așa, să putem să dăm o șansă unor oameni tineri. Eu am fost foarte uimit să văd că sunt foarte mulți oameni tineri care spun, dom'le, eu nu lucrez la stat, nu sunt cu PSD-ul, dar mă consider de stânga și vreau să candidez pentru că am un proiect. N-au loc în altă parte. La PNL, la PSD ocupat, USR-ul e într-o altă direcție ideologică. Acestor oameni vreau să le dăm o șansă. Nu știu cât o să obțină. O să obțină 15%, 10%, 7%. Important e că dacă se țin după aceea 4 ani de proiectul lor, în 2024 pot să fie favoriți pentru comunitățile respective și dacă, sigur, dacă sunt credibili și consecvenți în ceea ce fac.
dar vreau să le dăm o șansă. La PSD n-am reușit să promovez suficient de oameni noi, că era greu, știți bine, erau primari în funcții, președinți în funcții, oameni de 20 de ani acolo. N-am reușit decât parțial acest lucru. Apro, România chiar e locul și momentul în care putem să le dăm o șansă celor care nu au mai candidat, care nu au mai făcut politică, dar care au un proiect pentru comunitatea lor. Spun asta, din cei 33 de primari PSD Cluj, jumătate se vor regăsi în PNL, vor fi și primari care se vor regăsi în România? Sper că vor fi câțiva care nu trec de la stânga la dreapta. Pe de altă parte, știți foarte bine, până la urmă, viața primarului e dificilă. Dacă n-ai nici președintele de Consiliu Județean, n-ai nici guvern, e dificil. Noi, cei de la Pro-România, putem să-i susținem, dar nu ceea ce ei au nevoie. Încercam doar să vă explic că a trecut o lună de când striga domnul Rareș Bogdan că nu primește niciun PSD-ist. Asta l-ați crezut, eu nu l-am crezut. Normal că nu l-am crezut. Dar probabil că sunt oameni care l-au crezut. Între timp, ieri mi-am permis să întreb că era o lege să-și ia PNL-ul Conacu Florica. Și am întrebat, am zis că o votez, că la câți PSD sunt deja în PNL, e ok. Preia PSD-ul și Conacu Florica. Prin PNL. Chiar credeți că n-o să ia primari, parlamentari? Ei nu mai... Cum a zis domnul Orban? Un am zis în opoziție, zice, acum suntem la guvernare. Nu și-au votat propriile legi. Alea cu TVA-ul și cu alocațiile erau ale lor. Și au scos cartelele. Acum 6 luni râdeau de PSD-iști că nu-și votează propriile legi. De-aia zic, PNL acum e nou PSD. Dacă dumneavoastră vedeți vreo schimbare, să mi-o spuneți și mie. Dacă mai e vreo întrebare, dacă nu, fugim la întâlnire. Mulțumesc mult de tot și o zi cât mai bună. Mulțumim foarte mult. Sărbători fericite. Mi-am scos din cap.